Acum 100 de ani, armata română intra în Budapesta, eliberând țara vecină de sub comunism și restabilind pacea și ordinea în inima Europei. Muzeul județean Ștefan cel Mare Vaslui, alături de Consiliul Județean, a organizat conferința cu tema Constantin Prezan și campania armatei române în Ungaria 1919-1920, dorind astfel să readucă în atenția cetățenilor acele momente importante. În cadrul conferinței au susținut comunicări dr. Constantin Scurtu, directorul Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I, filiala Constanța, cu tema Cariera militară a generalului Nicolae Dăscălescu, pus în slujba idealului României moderne, colonel în rezervă dr. Sergiu Balanovici, Muzeul Județean Botoșani, cu tema Divizia 8-a Infanterie în apărarea Marii Uniri, colonel rezervă dr. Mircea Tănase, Fundația Mareșal Alexandru Averescu Buzău, cu tema Intervenția armatei române în Ungaria în vara anului 1919, dimensiuni militare și consecințe politice. Tot în cadrul evenimentului a avut loc și lansarea volumului omagial Prezan Mareșalul Marii Uniri, coordonator profesor Dr. Ramona Maria Mocanu. Această carte se dorește a fi un omagiu adus celui care a fost supranumit Mareșalul Unirii, un model de comportament militar și unul dintre cei mai importanti generali din istoria noastră națională. Bună ziua, bine ați venit la Muzeul Județean Botoșani Mare din Vaslui. Știu că este o rundă ceva mai relaxată, însă am considerat că de cuvinte să omagiem așa cum se cuvine pe cel supranumit, așa cum fie toată lumea, Mareșalul Unirii, după cum, dacă ține minte și sigur să se ține minte evenimentul de anul trecut, care a marcat cei 75 de ani de la moartea Mareșalului, anul acesta am considerat de cuvință să, să continuăm aceste activități dedicate lui și anume, astăzi am invitat pe domnul Sergiu Balanovici, pe domnul Costin Scurtu și pe domnul Mircea Tănase pentru a conferința pentru a ne aduce în atenția noastră câteva aspecte din viața celui care a marcat cumva istoria națională a României. Spun că a marcat istoria națională a României pentru că așa numitul Mareșal al Unirii a fost cel care a avut contribuții extrem de importante în ceea ce privește primul război mondial și mai ales în urmările acestuia. Știm cu toții foarte bine că, deși a condus celebrele bătălii de la Brăș, Mărșești, Tuz, campania din Ungaria este una dintre cele care a marcat, teritoriul nostru și am ajuns să intrăm în Budapesta, este drept că nu conduște generalul pe atunci Constantin Prezan, ci de generalul Averescu, dar contribuția sa a fost cea definitorie și cea mai importantă în așa campania din Ungaria, cea de la care anul acesta se împlinesc 100 de ani. Vom vedea în materialele pe care le-au adus invitații noștri despre ce este vorba. Totodată aș vrea să semnalez faptul că anul trecut, după cum știți, a fost și o conferință științifică în care au venit o suită de personalități care au evocat, așa cum se cuvine, personalitatea Mareșalului Constantin Prezan. Ceea ce vreau să precizez este faptul că a apărut acest volum, un volum care însumează acele spuse anul trecut și pentru a rămâne, mărturie evenimentul de anul trecut, am considerat că trebuie să rămână și scris, nu numai în conștiința noastră, ceea ce vedeți în mâna mea, este acel volum pe care l-am produs anul trecut, pe care l-am scos anul acesta. Este dedicat Mareșalului, este o carte care face parte, este scoasă la Junimea, la editura Junimea și face parte din colecția Istoria Magistra. Mă opresc aici. Vreau să semnalez prezența alături de noi a domnului vicepreședinte, profesorul Vasile Mariciu, care întotdeauna îi place să vină la activitățile noastre istorice. Și întotdeauna și iar cuvântul că
simplu consumator aici, un producător de istorie. Și o să invit pe prietenii noștri de astăzi, era să invit pe nivelul așa, o să invit să ia cuvântul pe prietenii noștri venind de țară și mai numele la domnul Sergiu Maranovici, care va fi minute. Avem autobor. Față eu am dat. M-am pus până la mijloc ca să vorbesc primul. Vedea cum cheamă scurtul și ascultă să fiu cel mai scurt. Nu știu, să vedem vedea. Deci s-au gândit din cauza numelui. Cred că, dar bănuiesc, da, a fost așa. Din păcate pentru unii, din fericire pentru alții, Costel Scurtul nu vorbești întotdeauna scurt. Așa că cum îl invit să ia cuvântul și să ne spună ce-a pregătit de fapt. Mulțumesc pentru prezentare. Da, și eu vă mulțumesc, într-adevăr, vin de la Constanța, vin de la filiala Constanța Muzeului Internațional Regele Ferdinand I. Activitățile sunt în desfășurare și acolo, temele legate de istoria militară sunt multe, cum foarte frumos este deja o tradiție ca aici, în fiecare vară, să vorbim de Mareșalul Brezan. E bine, într-un context care definește această perioadă în care marcăm 100 de ani, centenarul, și o să marcăm până în 2023, am început de ceva vreme, de când vorbim de intrarea mapei române în primul război mondial, în 1916 și în punctul culminant, cum a fost anul trecut, atins uneori mai bine, alteori a fost mai multă intenție și mai puțină reușită, din păcate, pentru a marca ce înseamnă centenarul realizării Marii Uniri. Aici, la Vaslui, Doamne ajută, putem spune că s-au desfășurat foarte multe evenimente în cadrul muzeului. Ștefan cel Mare, tocmai pentru a sublinia importanța unui asemenea eveniment. Pe această linie se înscrie și întâlnirea noastră de astăzi și cu onor mă bucur că sunt prezente aici, flancat de doi ofițeri și doi cunoscători ai istoriei militare. După cum vedeți, eu m-am executat cu minte și având gradul cel mai mic, am răspuns ordinul de a reacționa primul. Vedeți, exprimarea aceasta ușor în glumă, de fapt ar trebui să o vedem și către o viață simplă, cu multe semne de întrebare, care se petrecea acum 100 de ani. Suntem în a doua jumătate anului 1918. Dezamăgirea era foarte mare, bolile erau foarte multe, resursele materiale, din păcate, scăzuseră la limită, școlile erau transformate în spitale, copiii erau cercetași, dar mulți dintre ei erau orfani și trăiau pe lângă mănăstiri, deoarece biserica era cea care își îndeplinea rolul de a fi apărătorul celor fără sprijin, părinții decedați în război sau tații plecați la luptă, dar mamele nu aveau putere financiară. Să ne gândim că mai bine de jumătate din teritoriul României se afla sub o ocupație precisă, matematică, nemțească, de exploatare a tuturor resurselor noastre, încât Oltenia, Muntenia, Dobrogea suportau cu greu această presiune care venea din partea ocupantului puterilor centrale, discuțiile față de viitorul românesc erau atât de multe, în schimb, ambiția puterilor centrale era ca această țară să nu mai există. Nu era o dorință de moment de răzbunare. În politică, și în marea politică, nu se vorbește despre răzbunare. Și întotdeauna se vorbește de împărțirea sferelor de influență. Întotdeauna se vorbește de controlul asupra resurselor. Întotdeauna se vorbește de o piață economică. Ce vorbim de acum 100 de ani este valabil și astăzi. Istoria se repetă. În contextul de atunci, noi, aflându-ne înconjurați de inamici, nu mai puteam să luăm legătura cu aliații noștri. Viitorul nostru era atât de incert, încât ideea împlinirii idealului românesc era departe.
nu înseamnă că decembrie 1918 ne-a găsit pe culmi, cu drapelul în mână, gata, hotărâți, cum vom face unire. În primul trebuia să supraviețuim. Aici, în Vaslui, se aflau cantonate trupele militare venite din Dobrogea. Aveau să plece la luptă. Dar relaționarea care s-a făcut aici este extraordinară. La Negrești, în sfârșit, am primit vestea că anul acesta s-au descoperit osemintele militarilor din divizia 10 infanterie. Divizile 9 și 10 infanterie sunt divizile care au rămas pe picior de luptă, de război, chiar dacă condițiile impuse de putere centrale însemnau de fapt dezarmarea și trecerea pe picior de pace a numeroaselor unități militare românești care participaseră până atunci, 1916-1917, la campaniile din primul război mondial. Aici se află, în pământul acestui județ, osemintele militarilor dobrogeni. Dobrogenii îi găsim după aceea în Basarabia, 1918. Este un act când în martie 1918 se producea unirea Basarabiei cu România, era un act acceptat atât de putere centrale, cât și de foștii noștri aliați. Era ceva neprevăzut. Era o schimbare politică, pentru că era o prăbușire a Imperiului Țarist, în condițiile în care se punea în discuție dacă altă parte românească, Dobrogea, va mai rămâne la România. Pe acest fundal de trăit, de emoții, de teme, ne apropiem de sfârșitul anului 1918. Soarta războiului avea să se schimbe. Rezultatele erau acum favorabile aliaților francezi, englezi și americani. Victorile din peninsula balcanică aveau să ne dea speranța că vom fi eliberați și vom putea din nou să ajungem la casele noastre. Treptat avea să renască această dorință pentru care intrase în primul război mondial. Eliberarea fraților noștri. Încât, înainte de a vorbi de această eliberare, avem de fapt să ne eliberăm pe noi. Ceva sub ocupație. Numai că în acest context se produce acea emulație, acea dorință și, în primul rând, dreptul de autodeterminare al naționalităților din fostul Imperiu Austro-Ungar. Și vedem Bucovina, vedem Banatul, vedem Crișana, vedem Transilvania. Armata este rechemată, este pusă din nou pe picior de război, unitățile militare active intră în dispozitiv și o să vedem cum diviziile din Moldova, reorganizate, vor reacționa și își vor duce la îndeplinire planul așa cum îl începuseră în 1916. Un exemplu cu care am venit aici este o personalitate din județul Neamț. Și vorbim, pe atunci era capitan, Nicolae Dăstrăz. Un tânăr. Avea să fie comandant de baterie, de divizion, de artilerie. Avea să ia parte și în 1916 la eliberarea Transilvaniei și avea să fie decorat. Avea să ia parte și în 1917 la bătăliile atât de cunoscute de la Mărești, Mărășești, Cireșoaia. Avea să fie decorat. Dar avea să ia parte în 1918, la sfârșitul anului, și la acțiunile de înaintare ale armatei române în Transilvania. Și o să ajungă, o să vedem când o să intru în subiectul pe care l-a prezentat și colegul legat de campania din Ungaria, și acolo, la Budapesta, trebuia să fie decorat. Ceea ce vreau să rețineți este că tinerii ofițeri din primul război mondial s-au maturizat și au avut o experiență
în domeniul artei militare cu care puteau foarte bine să se prezinte peste 20 de ani pe câmpul de luptă în cel de-al doilea război mondial. Forța, capacitatea acestor oameni a fost definitorie în 1941. Dar acești oameni sunt cei care aveau să reacționeze și să critique conducerea când s-a pus în discuție trecerea Nistrului în al doilea război mondial. Sunt cei care, de fapt, și-au dus contribuția la apărarea Marii Unii a tuturor românilor în 1918. Această generație are o istorie aparte. Mai rău este că după al doilea război mondial, o parte dintre ei aveau să ajungă în istorie. Când vorbim de Dăscălescu, vorbim de fapt de un exemplu al țăranului român, provenea de o familie cu 9 copii, face cursurile la liceul Petru Dareș, dar trăia într-o emulație a dezvoltării naționale, a întăririi spiritului și importanței realizării unirii românilor. Asta se petrecea în Moldova. Exemplul de la Piatra Neamț, îl găsim și aici. Îl găsim peste tot. Aceasta era conștiința lor. Aceasta e motivația acestor oameni care au plecat la război. Deși nu erau bine armați, în 1916, nu îndeplineau condițiile tehnico-tactice pentru a putea să ducă un război singur. Dar au îndrăznit. Au avut curajul să-și asume o responsabilitate. Așa a făcut și acest ofițer. A devenit un exemplu în armată prin modestia sa, dar mai ales prin rigoarea de care a dat dovadă pentru pregătirea, respectarea ordinelor și mai ales a misiunilor militare. A ajuns până acolo încât și-a permis să facă un gest fără să aibă presa în spatele sau cum se întâmplă astăzi. Când cineva spune și spune, eu donez salariu pentru binele unui grup dezavantajat sau unui grup social. Asta a făcut acest om. Și-a donat solda, s-a avea să devină și general, pentru copii. Îi aștea pe copii. Avea să scape de prigoana comunistă, să fie liberat și a trăit la țară. Și avea să producă o întâlnire după al doilea război mondial cu un copil din Dobrogea care era orfan din al doilea război mondial, Marin Lungu. Acest copil a devenit general pentru că el era un copil de trupă din comunitatea militară din Dobrogea și va participa la al doilea război mondial pe frontul de vest, Marin Lungu. Dar a rămas în legătură cu acest general Dăscălescu acum, când vorbim de anii 40, pentru că acest general a ajuns să comande și să reorganizeze armata română din Dobrogea. Practic, militarii, când își fac datoria, casa lor nu este o garnizoană aici, sau acolo. Casa lor este România. Așa a fost întotdeauna. Așa s-a întâmplat că atunci când nu a mai fost nevoie de el în serviciul țării și se cerea să nu vorbească prea mult despre luptele date pentru unire și mai ales cel în al doilea război mondial, pentru luptații pe frontul de est, acest Marin Lungu se duce la el. Și stau de vorbă. El avea să-și noteze tristețile pe care le avea generalul Dăscălescu, care vorbea cu bucurie, cu mândrie, ce au putut să facă românii în 1918. Ce au pierdut în 1940. Și oare vor uita românii? Care este datoria lor? Vorbeam în 1968,
anul când avea să-și moară. Era respectat de toți. Chiar în amicii, foștii în amicii, vorbim de cei sovietici, în acest moment, vreau să respect. Și vreau să impună o atenționare către regimul comunist ca să fie respectat chiar și la pensia pe care trebuia să o primească. Faptele acestea despre care vorbim astăzi și suntem adunat astăzi aici, de fapt ne conferă tuturor posibilitatea de a veni cu sufletul nostru, de a aduce această recunoștință. Dar în același timp, prin prezența dumneavoastră, îi onorăm pe ei, onorăm pe înaintașii noștri, onorăm familiile noastre și arătăm că noi nu uităm cine suntem aici, români, în România. Primul război mondial s-a încheiat cu marea victorie a tuturor românilor. Unire, marea unire. Numai că povestea aceasta de război, dacă s-a terminat în Europa, o să vedeți cum vă prezenta colegii mei, la noi, în România, încă nu se terminase. Lupta avea să continue. Și o să vedeți cum. Vă mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, în cele ce urmează, vreau să spun câteva cuvinte despre divizia 8 infanterie în sprijinul și în apărarea Marii Unii. De ce am ales acest subiect? Din cel puțin două motive. Unul, în semn de omagiu pentru Mareșalul Constantin Crezan, căruia este dedicat, între altele, evenimentul, început cu carierele sale militare, fiind legat tocmai de această mare unitate. Ulterior, el a avut-o și în subordine, în calitate de comandant al Corpului 4 Armată, iar mai târziu, în calitate de șef al Marelui Cartier General, el a ordonat pătrunderea acesteia în Bocuția. În al doilea rând, în semn de respect pentru gazde, pentru că în cadrul acestei mari unități a evoluat și regimentul de infanterie de aici, din Vaslui, în timpul războiului de întregire. Divizia 8 infanterie a fost înființată la 1 aprilie 1883. Reședința Marii Unități a fost stabilită la Botoșani, ea având inițial în compunere 4 regimente de dorobanți, ulterior s-a mai adăugat un regiment de dorobanți și unul de vânători. Ea a fost constituită sub comanda generalului Iulius Duncan, printre comandanții care s-au succedat ulterior la comanda acesteia, numărându-se personalități precum Anton Berinde, Grigorie Cantini, Oton Sachilarie și Scarla Schelecu. În anii următori, Divizia 8 Infanterie s-a înscris în dinamica transformărilor prin care a trecut armata română, suferind mutații organizatorice importante, determinate în principal de permanentizarea infanteriei, adică de renunțarea la trupele cu schimbul, proces finalizat în anul 1908, odată cu adoptarea unei noi legi de organizare a armatei. În primăvara anului 1907, Marea Unitate a participat la reprimarea revoltelor țărănești, iar în perioada iunie-august 1913 a participat la campania armatei române în sudul Dunării, în cadrul celui de-al doilea război balcanic. Izbucnirea primei conflagrații mondiale a găsit Divizia 8 Infanterie cu sediul comandamentului în Botoșani. Ea se subordona Corpului 4 Armată din Iași, condus, după cum se știe, de generalul Victor Mareșal Constantin Crezan, și avea în compunere un batalion de vânători, două brigăzi de infanterie și una de artilerie, cuprinzând fiecare câte două regimente. Care erau acestea? Batalionul 8 vânători, care la mobilizare devenea regiment de vânători, își avea reședința în Botoșani. Ce era cu aceste unități de vânători? Nu este vorba de vânători de munte. Pe atunci, în armata română, nu existau vânători de munte și de unde munte în Botoșani, la Vaslui sau la Iași. Aceste trupe de vânători erau tot trupe de infanterie, însă erau considerate trupe de elită. În compunerea fiecarei divizii, în compunerea fiecarei mari unități de infanterie, exista un asemenea batalion de vânători care la mobilizare devenea regiment. Brigada 15 Infanterie avea comandamentul la Iași, fiind compusă din regimentele 13 Ștefan cel Mare, dispus la Iași, și regimentul 25 Racova din Vaslui. Brigada 16 Infanterie din Botoșani
grupa regimentele 29 Dragoș din Dorocoi și regimentul 37 Alexandru cel Bun din Botoșani, iar brigada 8 artilerie din Bacău, regimentele 12 artilerie și 17 obuziere, dislocate ambele în Bacău. Diviziile 8 infanterie se mai subordona Spitalul Militar din Botoșani. În timpul celor 2 ani de neutralitate, o parte din trupele sale a participat la acoperirea frontierei cu Austro-Ungaria, pentru ca, la intrarea României în războiul de întregire, Marea Unitate să fie angajată cu toate forțele în operația ofensivă de eliberare a Transilvaniei. Ulterior, în septembrie-noiembrie 1916, ea a participat la așa numita bătălie a trecătorilor. Ce s-a întâmplat? Pe frontul Armatei a 4-a, denumită și Armata de Nord, încercările inamicului de a pătrunde în Moldova s-au concentrat îndeosebi în direcția trecătorilor din sudul Carpaților Orientali, cu efortul principal pe Oituz. Apărarea trecătorii a fost încredințată inițial diviziei 2 Cavalerie, apoi diviziei 15 Infanterie, adusă din Dobrogea. În aceste circumstanțe, atât comandamentul, cât și cea mai mare parte a trupelor diviziei a 8-a, au intrat în compunerea diviziei 15 Infanterie, citesc, operațiunile acestei din urmă divizii, așa cum se menționează în jurnalul de operații al Marii Unități, fiind executate în majoritate de trupele diviziei a 8-a. De altfel, ținând seama de această realitate, Marele Cartier General a hotărât la 6 ianuarie 1917, stil de, să schimbe titulatura diviziei 15 în divizia 8. De ce este important acest amănunt? Pentru că această divizie 15, care funcționa de fapt cu comandamentul și cu unitățile diviziei a 8-a, este cea care a lansat la Oituz celebra lozincă pe aici nu se trece. Ea a acționat sub comanda generalului Ieremia Grigorescu pentru spiritul său combativ, fiind denumită și divizia de fier. Trebuie reținut, deci, că această divizie de fier, intrată în legendă, a fost compusă din bărbați, apți să poarte armele, din județele Botoșani, Iași, Vaslui și Bacău. În cursul lunii decembrie 1916, trupele sale s-au opus cu succes încercărilor forțelor agresoare de a pătrunde spre sudul Moldovei, prin văile Oituzului, Slănicului și Cașinului. Luptele au fost deosebit de sângeroase. Într-o singură zi, de exemplu, la 15 decembrie 1917, unele unități suferind pierderi de peste 75%. Deci au fost căsăpiți peste 3 sferturi din efective. În iarna și primăvara anului 1917, divizia 7-8 Infanterie a fost supusă procesului de reorganizare prin care a trecut întreaga armată română. Ea a rămas în subordinea corpului 4 armată din Armata 2 română și a fost reorganizată direct pe front în sectorul Oituz. În vara de foc a anului 1917, ca să folosesc o expresie consacrată, ea a participat la operația ofensivă de la Mărăști și la bătălia defensivă de la Oituz. Sigur, este un fapt cunoscut că marile victorii de la rușii fiind cel mai important aliat al Antantei pe frontul de est, România s-a găsit izolată, fiind nevoită să încheie un armistițiu provizoriu semnat la Focșani la 26 noiembrie. O să folosesc datele pe stil B ca să nu ne tot să mai câștigăm din timp. Iar în final, pacea cu puterile centrale. Prevederile tratatului de pace semnat la București la 27 aprilie 1918 conțineau, după cum este cunoscut, clauze deosebit de dure, ce duceau la mutilări teritoriale și la subordonarea politică și economică a României față de puterile centrale. Condițiile militare prevedeau demobilizarea armatei și trecerea la cadrul de pace. În aceste circunstanțe, divizia 8 Infanterie a fost demobilizată, comandamentul și unitățile revenind în garnizoanele de reședință. Deși ostilitățile pe frontul de vest au luat sfârșit odată cu încheierea armistițiului dintre puterile Antantei și Germania la Retorn-Compiègne, la 29 octombrie, 11 noiembrie 1918, am amintit și data de vestil nou, pentru că 11 noiembrie este, mă rog, celebrat acum ca zi a armistițiului. Multe din categoriile forțelor armate sau multe state
își sărbătoresc forțele armate la data de 11 noiembrie. Deci, deși acest lucru s-a întâmplat, România a fost nevoită să continuă operațiile militare timp de încă aproape un an de zile. În contextul în care forțe potrivnice din exterior se opuneau cu mijloace politice și, și militare, Marea Uniune din 1918 a trebuit să fie apărată cu arma în mână, marile unități române acționând atât la răsărit împotriva trupelor Rusiei Sovietice și a Republicii Bolșevice Ucraina, cât și la vest împotriva Republicii Sovietice a Sfaturilor, care conlucra strâns cu toate celelalte state bolșevice. În ceea ce privește divizia 8 infanterie, în seara zilei de 23 octombrie 1918, la comandamentul din Botoșani a fost primită o telegramă trimisă de ministrul de război de atunci, generalul Constantin Gârjeu, prin care se prevedea ca Marea Unitate, citesc, să ocupe fără întârziere Ițcanii și Suceava, iar de aici să întindă ocuparea Bucovinei progresiv până la Cernăuți inclusiv. În acest scop, se puneau la dispoziție, pe lângă unitățile organice, și regimentele 3 și 8 Roșiori, precum și detașamentele de grăniceri și jandarmi din județele limitrofe frontierei cu Bucovina, Dorogoi, Botoșani și Suceava. Sigur, decizia guvernului român fusese luată ca urmare a cererii liderilor românilor bucovine, în urma situației tensionate, create ca urmare a intențiilor Radei Ucrainene și a fostelor autorități habsburgice, care ridicau pretenții asupra acestei provincii. Pentru satisfacerea cererii, deci ca o curiozitate, Iancu Flondor, președintele Consiliului Național din Cernăuți, apelase inclusiv la intervenția pe lângă guvernului român, a prefectului de Botoșani, membru marcant al Partidului Conservator, aflat atunci la putere. Misiunea Marii Unități a fost îndeplinită cu promptitudine. Detașamentele înaintate ale sale au primit ordine în aceeași noapte, deci la 23 octombrie, să elibereze Suceava, Ițcanii și Gura Humorului, fiind primite pretutindeni cu ovațiuni. Două zile mai târziu, la 26 octombrie, unitățile erau gata de plecare, deși efectivele lor erau pur și simplu derizorii în urma demobilizării. 56 de ofițeri și aproape 1100 gradați soldați, regimentele 16, 29 și 37 infanterie și numai 12 ofițeri și aproape 600 de gradați soldați, companiile de grăniceri și detașamentele de jandarmi din cele trei județe amintite. Acestea au fost organizate în trei detașamente, denumite inițial după localitățile de reședință din care proveneau, Dorogoi, Botoșani, respectiv Fălticeni, și ulterior după titulatura unităților, Dragoș, Alexandru cel Bun și Suceava. Primele două au fost direcționate spre Mihăile, iar cel de-al treilea spre Gura Humorului și Câmpul Lung. În aceeași zi, cartierul Diviziei 8 Infanterie a fost mutat de la Botoșani la Burdujeni. Acțiunile de eliberare a Bucovinei au fost precedate de un raid aerian pe terenul de aviație de la Botoșani, exista o escadrilă operativă, manifestele lansate conținând o proclamație semnată de generalul Iacob Zadig. Mult timp am întrebat dacă se pronunță Zadig sau Zadig. A, așa. El este revendicat de comunitatea armeană din România, a fost armean. Am participat la o activitate organizată de comunitatea armenilor din Botoșani și toți pronunțau Zadig. De aceea o să-mi permit și eu să pronunț, cum am auzit la cei mai buni cunoscători decât mine. Deci această proclamație semnată de comandantul diviziei 8 Infanterie pe locuitorii Bucovinei, în care se arăta limpede misiunea și conduita trupelor române, dar și a populației din aceste teritorii. O să-mi permit să-i dau citire, pentru că ea este deosebit de interesantă prin prisma documentului, prin prisma documentului istoric. Comandantul diviziei 8 Infanterie, în manifestul său, spunea următoarele. Răspunzând la chemarea Comitetului Național Bucovinean, asta înseamnă că noi n-am intrat de capul nostru acolo și, mă rog, unirea n-a fost realizată prin forța armelor, n-a fost un rezultat al unei acțiuni de forță.
Armata română, din înaltul orden al Majestății sale Regelui Ferdinand I al României, a pășit pe pământul Marelui Voievod Ștefan pentru a oproti viața, avutul și libertățile locuitorilor de orice neam și credință, împotriva bandelor de criminali care au început opera lor de distrugere în frumoasa voastră țară. Trecând hotarul pus între noi de o soartă vitregă acum 100 și mai bine de ani, hotar care n-a putut niciodată să ne despartă inimile, trupele române sosesc în mijlocul vostru, aducându-vă dragostea și sprijinul lor pentru libertatea înfăptuirii dorințelor născute din dreptul legitim al popoarelor de a dispune de soarta lor. Stăpâniți de aceste sentimente și cu credință în sinceritatea cererii voastre de ajutor, invităm poporul bucovinean să nu se abată sub niciun motiv de la viața și ocupațiunile sale normale. La 27 octombrie, 9 noiembrie 1918, cele trei detașamente de care aminteam anterior au ajuns la Tereșeni, Sirel și Hliboca, iar în dimineața zilei de 29 octombrie, 11 noiembrie, primele patrule românești au intrat în Cernăuți. Sigur, în literatura de specialitate, aceste evenimente sunt consemnate pe larg. Cunoaștem cu ce cuvinte au fost întâmpinați militarii români de către Iancu Flondor, ce au rostit militarii români la rândul lor. Așa, însă vă propun să vedem cum este consemnat evenimentul în limbajul SER al unui jurnal de operații, respectiv jurnalul de operații al diviziei 8 Infanterii. Cum consemnează cronicarul anonim intrarea trupelor române în Cernăuți? Încă de la ora 9.30, patrule și detașamente de recunoaștere au înconjurat orașul, parte intrând chiar în oraș. La ora 10 au ieșit în întâmpinarea comandantului diviziei, reprezentanții Consiliului Național. Delegația Consiliului Național a îndat ca armata română să intre în oraș pentru liniștirea populației. La intrarea trupelor și a comandamentului în oraș, publicul le-a primit cu un entuziasm de nedescris. Comandamentul a mers direct la Palatul Național, unde era întrunit tot Consiliul Național. Domnul Flondor, președintele Consiliului Național, a urat bună sosire trupelor române pe pământul Bucovinei. Simplu și concis. Între timp, la 28 octombrie, 9 noiembrie 1918, s-a decretat cea de-a doua mobilizare a armatei române, astfel încât încheierea ostilităților pe frontul de vest a găsit România alături de vechii alianți din Antantă, alături de care începuse războiul în august 1916. Ca urmare a mobilizării, forța combativă a diviziei 8 Infanterii a crescut considerabil. Ea avea în compunere 4 regimente de infanterie, este vorba de regimentul 13, 25 Rahova din Vaslui, 29 și 37 infanterie din Dorogoi, respectiv Botoșani, 2 regimente de cavalerie, 3 și 8 roșiori, un batalion de pionieri, 2 baterii de artilerie, un detașament de brăniceri și unul de jandari, un escadron de călărași, trupe de căi ferate, însumând nici mai mult, nici mai puțin, de 330 de ofițeri, 8.143 gradați soldați, 2.114 cai și 354 de căruțe. Aceasta a permis marii unități ca până la sfârșitul lunii noiembrie 1918 să ia măsuri pentru normalizarea vieții publice, restabilirea ordinii și întărirea frontierei în Bucovina. Pentru România, anul următor n-a început sub cele mai bune auspicii. La 10 ianuarie 1919, comandantul diviziei 1 Cavalerie, care acționa în nordul Basarabiei, comunica omologului său de la divizia 8 Infanterie că, citesc, trupe bolșevice au invadat în Basarabia pe la Cotin, cerând sprijinul acestuia. În consecință, regimentul 37 Infanterie a fost trimis la Noua Suliță, ajutând la restabilirea ordinii. În același an, la 24 mai, divizia 8 Infanterie primea ordinul Marelui Cartier General de a pătrunde în Pocuția. Această acțiune s-a realizat la cererea Guvernului Polonez și a Marelui Stat Major de la Varșovia. Trupele române, intervenind în ajutorul armatei poloneze, aflate într-o situație dificilă în confruntarea cu trupele ucrainene. Intervenția a avut în vedere decizia Guvernului Român și a Marelui Cartier General sud-estul Europei.
Așa cum remarca Victor Pertin, atașatul militar francez în România și fost șef de stat major al misiunii militare franceze conduse de generalul Henri Mathias Berclon, trupele române pot fi comparate cu cele mai bune trupe care există actualmente în Europa. De ce am subliniat aici acest lucru? Pentru că armata română, în acele momente importante pentru istoria noastră, momente de adânci prefaceri, a fost unul dintre cei mai importanți factori care au asigurat menținerea și întărirea statului român după Actul Marii Unii. Prin asta am vrut să ridic mingea la fileu domnului colonel Tănase, care ne va vorbi despre campania din Ungaria. Vă mulțumesc! Am reușit să ajung aici, a fost un curs de contra-cronometru dimineață. De fiecare dată îmi place să spun, vin de la Buzău, dar vin la Vaslui cu cea mai mare bucurie, cea mai mare încântare, pentru că nu e prima mea prezență aici, cred că de 15 ani vin. Iar faptul că dumneavoastră, în fiecare an, pe lângă celor cu manifestări de mare, ținută științifică și de dezvoltare, intelectuală, organizați o sesiune dedicată Mareșalului Arescu, exprimă, ca să spun, scuzați-mă, am să vă spun de ce, Mareșalului Prezdan, exprimă recunoștința și prețuirea pe care dumneavoastră o acordați acestei mari personalități a vieții noastre politice, militare și intelectuale, aș putea spune. Știți că a fost membru honoris causa al Academiei, al Universității Politehnice din București, mai puțin nu știe. Am găsit și noi undeva și o să facem o comunicare. Deci am luat vorba înainte și am zis de Averescu. Vin de la Buzău. La Buzău e fiecul de Averescu. Mai mult decât atât. Noi mi l-am asumat pentru că marea divizie de la Buzău, una dintre cele două mari divizii câte mai avem la română, este continuatoarea armatei a doua române, cea care a fost mobilizată 16 august 1916 și pusă la sub comanda generalului Averescu, cel care n-a reușit să ajungă decât un mare comandant, un mare mareșal, dar n-a reușit să ajungă șef al Marului Cartier General, pentru că locul acestuia a fost, pe drept spun eu, așa, ocupat de către Mareșalul Berzan, aflat într-o altă relație și cu Casa Regală, dar având și un alt temperament, o altă manieră, o altă posibilitate de abordare. Și se pare că alegerea a fost înțeleaptă la vremea respectivă și istoria ne-a demonstrat. Fac trimitere din nou la Buzău. Și aș sugera autorităților locale, avem aici un reprezentant, să luați totuși un exemplu a ceea ce s-a făcut la Buzău în aceste ani 2018-2019 legat de centenar. Pe lângă revitalizarea și reconsolidarea, reamenajarea cimitirului eroilor, cel mai mare cimitir din România și se pare și din Europa, cu eroi din primul război mondial și constituirea acelei căi a eroilor, când treceți prin Buzău, să nu treceți pe centură, să mergeți pe oraș, să vedeți la ieșirea spre Ploiești, spre București, o organizare deosebită. Primarul Buzăului a ridicat 3 statui în anul centenar, deci 2018 și anul acesta. Marele om politic, Alexandru Matioman, marele îndreptățit al politicii românești și al primului război mondial, cel care a purtat povara și stigmatul semnării păcii de la București, cel care a salvat la vremea respectivă coroana și armata română, marelui poet și medic militar Vasile Voiculescu, iar acum o lună, marelui militar și om politic Mareșalul Alexandru Averescu. Și întrebarea mea este, când vom avea o statuie, sau măcar un bust în mărimea măreției faptelor, al Mareșalului Prezan în Vaslui? Știu că avem
la Dumești, am fost, avem și o gară, avem multe lucruri frumoase, avem Schinetea, care este un loc deosebit, locul unde Mareșalul își doarme somnul de veci. Avem gustul lui la Mărășești, avem gust în București, avem gust la Iași, avem gust la Putiman, unde s-a născut. De ce nu avem și în Vaslui? E o întrebare la care eu m-aș putea răspunde că mă pot ajuta, pentru că studioul plastic al armatei, cel care a realizat foarte multe lucrări, poate să vă faciliteze și să iasă și la o lucrare, zic eu, de referință. Rămâne să o analizați și după aceea bucura să venim și să depunem și o coroană de flori la gustul sau statuia mareșalului prezat în mijlocul Vaslui. Da. Comunicarea mea se referă la intervenția armatei române în Ungaria în 1919. Ați înțeles și sunt convins că știați foarte multe despre primul război mondial. Faptul că ne-am aplicat în acest an centenar să disecăm mai atent ce s-a întâmplat în primul război mondial, cele trei etape, perioada de neutralitate, perioada de participare efectivă la campaniile militare și perioada post-război, cu semnarea tratatelor de pace și beneficiile care au urmat de aici la noi, desigur, realizarea idealului național, Curirea României Mari, este indiscutabil că este datorat primului război mondial și participării noastre și, să spun așa, jertfei, imensei jertfe de sânge pe care poporul român a dat-o. Deci această analiză ne face să înțelegem că perioada aceasta a primului război mondial a fost foarte, foarte complicată. Aș putea spune că sfârșitul războiului, din punctul meu de vedere, a fost mai complicat decât începutul lui. Și nu revin aici asupra etapelor, a spus domnul colonel Polanović, pacea de la București, pe care am fost nevoiți să o semnăm într-o anumită etapă și sub o anumită formă, dar neratificată de regele Ferdinand, deci o chestiune de mare înțelepciune, dar a fost o pace impusă de context și de faptul că Marele Aliat de la Răsărit de-a lăsat acum descoperiți, luat de vârtejul și de ceea ce s-a întâmplat acolo, sfârșitul unei luni în spațiul acesta rusesc. Dar am rezistat, am trecut peste vara lui 1918 cu armata demobilizată, dar am avut înțelepciunea ca imediat premergător acelui armistițiu de la Compiègne, cum spunea domnul Balanović, care teoretic a însemnat sfârșitul războiului, pe 11-a, 11-a și s-au adăugat ulterior istorici la ora 11, deci e un 11, 11, 11. A însemnat un sfârșit teoretic al războiului, formal. Luptele au continuat. De fapt, au mai fost vreo 3 ore după ce s-a terminat armistițiul, în care acum unii își fac un titlu de glorie. Cine a fost ultimul ostaș și rănit? Unii spun că a fost un olandez, alții spun că a fost un american. E o întreagă discuție acolo. Important este că pe noi ne-a găsit din nou sub arme. Am putut să emitem pretenții ulterior, când am venit la masa tratativelor și la semnarea tratatelor de pace. Pe noi, sfârșitul războiului ne-a găsit sub arme. Nu eram undeva în afara scenei, nu eram undeva într-un repaus cu arma la picioare. Și s-a subliniat aici, eu aduc câteva completări. Într-adevăr, anul care a urmat a însemnat din nou angajarea armatei române pentru a întări și, spun eu, a legifera și a eterniza, dacă îmi pot permite această divagație, făurirea statului național român. Istoria după aceea s-a întors din nou împotriva noastră, dar este o altă discuție. Dar, așa cum vreau să, și cum au spus și alte vorbitorii mei, anul 1919 a fost unul dintre cele mai grele pentru armata română. Dacă pentru multe dintre națiunile participante la primul război mondial, odată cu capitularea, s-a cam încheiat cu acțiunile militare, armata română
Sunt reticent și eu sunt de acord cu ei. Armata română a încheiat primul război mondial abia în 1920. Și lucrurile sunt dovedite cu documente, cu fapte și cu urmări, cu consecințe. Spunea domnul Balanović despre intervenția în Bucovina și aș dezvolta mai departe să amintesc și despre Pocuția și despre faptul că noi am salvat și statul polonez atunci și așteptăm cu mare răbdare, doamna director, poate facem aici o lansare a cărții domnului general, domnului colonel Jurcăl, unul dintre colaboratorii muzeului și participant la sesiune aici, care recent la Editura Vital a scos o carte despre acțiunea din Pocuția și generalul Iacob Zadic, cel care a comandat trupele. Și ar fi foarte interesant să facem o paralelă, să vedem cât de recunoscători ne-au fost polonezii pentru ceea ce am făcut atunci și au fost un stat civilizat care a recunoscut că i-am salvat la un moment greu și recunoștința în ghilimele pe care le-au adus-o ungurii, pe care, zic eu, i-am scos dintr-o mare dificultate atunci, dar, de fapt, ulterior ne-au acuzat că intervenția noastră în Ungaria a fost o acțiune ofensivă, agresivă și că a fost o acțiune de cotropire. Total greșit. Despre acțiunea din Ungaria se poate vorbi foarte mult. Nu am venit aici să captez atenția și să vin acum să spun că, așa în termen bun, militarii, terminologia de aceasta, cum au acționat diviziile, cum au fost pe flancuri, pe concentrări de eforturi, de schimbări, de manevre și cuceriri de capete de poduri și așa mai departe. Cert este că a fost o acțiune clasică, foarte bine documentată, foarte bine organizată și foarte bine desfășurată. Deși nu a fost chiar atât de ușor, pentru că armata română nu era atunci într-o formă extraordinară, deși remobilizarea ei adusese un suflu nou, dar probabil această dorință de a păstra ceea ce cucerisem anterior, deci România Mare, a determinat întreaga conducere politică, întregul corp de comandă al oștirii române și mai ales a însuflețit ostașul român să meargă mai departe și, într-adevăr, cu jertfa de sânge să pecetuiască această unire. N-am făcut-o de capul nostru. Eram în continuare în alianță, în altul comandament aliat, ne-a cerut această intervenție. Desigur, ne-au promis că nu vom fi singuri. Existau trupe franceze undeva în regatul sârbo-croat, pe Belgrad, care a promis că va interveni și ne va ajuta. Nu au mai apucat, pentru că acțiunile armatei române au fost atât de rapid derulate, încât au venit mai târziu și doar au cules rezultatele. Suntem în fiecul lui Prezan. Trebuie să amintim aici că el, odată cu remobilizarea armatei române, înainte de semnarea armistițiului, Prezan a fost readus la comanda armatei române, în funcția de șef al Marului Cartier General. Și, din punctul meu de vedere, el este artizanul acestei intervenții în Ungaria. Chiar dacă, în modestia care l-a caracterizat, nu și-a asumat și nu a ieșit în față. De același timp, trebuie să recunoaștem faptul că l-a avut alături pe eminența cenușie. Adică eu, a primului război mondial, a știut să-l capaciteze, ca să folosim un termen așa, pozitat așa, pe locotenent colonelul atunci, Ion Antonescu, șef al secției operații. Și foarte bine sunt menționate în istorie, chiar dacă în perioada dinainte de 89, poate așa mai voalat, dar după 89 s-a scris clar, acest binom comandant, șef al secției operații, care au mers mână în mână și care, într-adevăr, au reușit să planifice și să conducă o operație care are toate caracterele, toate, spun eu, atributele unei acțiuni militare, zic eu, reușite și care poate fi dată și exemplu în școlile militare și în academiile militare, cu tot ceea ce înseamnă. De aceea n-aș vrea să insist prea mult și să vin să vă spun ce divizie au acționat, pe unde, pe ce direcție. Cert este că
Acțiunea ofensivă, deși inițial ungurii reușiseră să treacă Tisa și să vină spre Mureș, ei doreau neapărat ca frontiera să nu treacă pe vechea. Ei vreau să fie undeva pe Mureș și dacă se putea și mai jos. Chiar făceau lobby de la Paris, de la Comisia Interaliată. Acest nou guvern de la Budapesta, condus de Belacun, guvern bolșevic, ajutat de Lenin și de Trotsky, de la Moscova, ajutat de Cristian Rakovski. Unii zic că a fost român Rakovski ăsta. N-a prea fost. A fost un bulgar comunist care ne-a făcut foarte, foarte mult rău. Deci acest Rakovski care se afla atunci la Kiev, reprezenta Ucraina, guvernul bolșevic de la Kiev, doreau refacerea Ungariei Mari, desigur sub steagul roșu bolșevic, și automat Transilvania intra sub acest, zic eu, sub acest blestem al bolșevicului. Comandamentul aliat n-a îngreat această chestiune, ungurii n-au ținut cont, au atacat, românii au ripostat și de aici a început întreaga poveste. O poveste frumoasă, spun eu, dar care a avut la final sute de morți, ofițeri, militari și trupe. Am notat eu undeva aici. 188 de ofițeri și 11.479 soldați pierderi, din care 69 ofițeri și 3.601 soldați morți. Intervenția are și poveștile ei frumoase, dincolo de partea militară. Să ne amintim că la sugestia lui Antonescu, Prezan l-a chemat la forțarea Tisei pe regele Ferdinand, care a venit însoțit de regina Maria, de primul ministru Ion Cebrevianu. Au asistat în seara de 29 și a doua zi, pe 30 iulie, la forțarea Tisei. Și sunt acolo celebrele scene, care cea mai elocventă este aceea în care regele îl decorează pe Antonescu cu ordinul Mihai Viteazul și îi dă propria insignă. Și spune: Antonescu, tu ești singurul care bine meriți această decorație. Am mai putea vorbi aici despre autoritatea pe care o dobândise Antonescu din partea lui Prezan și nu pentru că Prezan vrea să se degreveze de anumite responsabilități, ci pentru că avea o încredere deosebită și inoculase în rândul trupelor această chestiune și a spus, deci este consemnat în istorie, când locotenentul colonel Antonescu îi spune unui general, generalul Leca: domnule general, mâine dimineață veți fi cu divizia în punctul X, veți fi în fruntea diviziei acolo. Generalul contrariat, știind că nu are posibilități, că nu poate, zice: domnule colonel, nu se poate. Domnule general, dacă nu se poate, mâine dimineață veți fi destituit. Unul locotenent colonel spunea unui general. A doua zi dimineață, generalul era cu divizia acolo. Nu știu dacă i-a fost frică de Antonescu, dar i-a fost frică de Prezan cu siguranță și atunci a trebuit să facă tot efortul și să ajungă acolo. Aș mai putea să aduc aici o mențiune. S-a constituit pentru intervenția în Transilvania comandamentul forțelor din Transilvania. Este un fapt inedit. S-a constituit atunci un comandament întrunit. Vorbim acum de joint, de întrunirea forțelor terestre, aeriene și navale într-un comandament cu o singură conducere. Nu. Atunci a fost prima dată când armata română a constituit un comandament, comandamentul forțelor din Transilvania. Inițial cu punctul de comandă la Sibiu, ulterior mutat la Oradea. Pus sub comanda generalului Mărdărescu. Generalul Mărdărescu fusese șef de stat-major al generalului Averescu. Dar Prezan l-a apreciat și l-a investit cu această comandă și s-a dovedit o alegere foarte bună. S-a mai constituit atunci un grup de manevră care să fie în rezervă și să intervină ulterior în caz de necesitate. Grupul de manevră comandat de generalul Traian Moșoiu, o altă figură remarcabilă. Acum, după ce s-au terminat luptele și în perioada interbelică, au existat multe discuții. Cine a avut rolul predominant? Mărdărescu, Moșoiu,
Cert este că Moșu are mai multe stabilii decât Mărdărescu. Ulterior se pare că s-a mai reglat treaba la Cluj de curând. I-au făcut, clujenii au făcut o statuie lui Mărdărescu. Mai intră în discuție alt general, Holban, Dumitrescu, generalul Olteanu. Generalul Marcel Olteanu, o figură inedită așa și insolită a primului război mondial, care a avut și un golmei extraordinar. Și el ne lasă acea relatare pe care îi spun istorici așa mai zic eu, mai sceptici, poate mai puțin entuziaști, o pun sub semnul întrebării. Bobinca soldatului român pe Parlamentul din Budapesta. E discutabil, dar generalul Olteanu, și eu am citit chestiunea asta și publicată pe Guvernul comunist bolșevic al lui Bela Kun, a trebuit să plece. Au plecat cu câteva zile înainte de a ajunge armata română în Budapesta. Bela Kun a plecat la Viena, după care a fugit în Rusia sovietică, a stat sub împlăduirea lui Trotsky, Trotsky a crescut în disgrație. Prin 1937 a dispărut sau a fost executat în gulagul sovietic. Deci a pierit pe limba lui, cum să spun, eliminat de cei în care i-a creditat și în care a crezut. Armata română a intrat în Budapesta în data de 3 august. Oficial se spune că a intrat pe data de 4 august, când generalul Mărdărescu a primit defilarea pe Bulevardul Andrassy, pentru că era comandantul comandamentului, comandantul forței care intervenise acolo. Rezan n-a vrut să primească onorul. Atunci a spus, lasă-l pe el, că el bine merită. O altă dovadă de modestie. Dar avem acel episod întâmplat cu o seară înainte, când colonelul Rusescu, da, iertați-mă, colonelul Rusescu era comandant atunci al Brigăzii 4 Roșiori, un colonel indisciplinat. Mai făcuse el o ghidușie pe la Cetatea Albă, când nu respectase întru totul ordinele și a mers înainte până când a reușit să atingă obiectivul. Așa a făcut și la Budapesta. Primise ordin să se oprească la intrarea în Budapesta. Dar a speculat un moment favorabil și, ca orice comandant care, să spun așa, intuiește succesul și nu se oprește din mers, a mers până când a intrat în Budapesta și a ocupat cazarma Arhiducele Joseph. Mai târziu a primit niște, zic eu, contre din cauza asta, dar jucând pe cartea învingătorului, până la urmă a căzut în picioare. Dar au fost și atunci aceste mici fricțiuni, mici așa, și uite câteodată, chiar dacă ieșim puțin din tipare, dacă rezultanta este foarte bună, într-adevăr lucrurile rămân, zic eu, pozitive. N-aș vrea să vă mai spun decât că în aceeași perioadă, după ce la Budapesta s-au rezolvat lucrurile, a existat și acțiunea generalului Virgil Economu în Banat și a fost cucerit și readus la România și Banatul cu divizia 2 infanterie. Armata română a stat în Budapesta până la sfârșitul anului 1919 și în noiembrie 1919 a început retragerea. Nu a fost o armată de ocupație. În schimb, a fost o armată care a asigurat locuitorilor din Budapesta, a asigurat liniștea, siguranța și de foarte multe ori subsistența. Sunt documente, sunt fotografii în care populația este hrănită la gamelă, la marmita soldatului și pentru asta populația de rând a rămas recunoscătoare a armatei române. Desigur, au fost și, zic eu, reacții adverse. Anumite cercuri care nu s-au împăcat cu prezența armatei române acolo, au speculat și au exacerbat anumite, mă rog, nereguli. N-aș vrea să extrapolez, dar nu toți cei care erau în comisia interaliată atunci le-au fost favorabili. Unii dintre ei chiar au spus că armata română a făcut anumite abuzuri. Nu s-a dovedit. Armata română s-a retras din Budapesta, așa cum primise ordinul, cu fruntea sus, fără resentimente și fără să aibă remușcări, că a făcut, au rămas în urmă, fapte reprobabile. Lucruri care sunt scrise în istorie,
Sper ca să avem posibilitatea să le și marcăm în continuare, pentru că anul care urmează s-ar putea să nu fie anul nostru. Noi suntem, ne-am avut partea noastră de glorie și nu cred că am valorificat-o suficient. 2018, centenarul, dar vine anul 2020, când alții vor invoca alte evenimente și vor întoarce istoria altfel. Important este la anul să putem face față, eu zic, acestor dispute. N-aș vrea să spun atacuri, dar va trebui să dovedim în continuare că acțiunea noastră și pe timpul războiului și după a fost condiționată și impusă de necesitățile războiului și de necesitatea ca statul român să rămână fundamentat în hotarele pe care noi le-am obținut prin sânge și prin jertfa miilor de soldați care au murit.